Inspectoratul pentru situații de urgență a pus la dispoziția primăriei 5 camioane pentru ca toate ajutoarele să ajungă la Cernăuți în siguranță. La solicitarea primăriei municipiului Iași, astăzi se organizează al doilea transport de ajutoare umanitare din municipiul Iași către orașul Cernăuți. Materiale donate de către cetățenii municipiului Iași și primăria Iași vor fi duse până în orașul Siret, unde primăria Cernăuți are un depozit. Oamenii au nevoie de noi. Acolo sunt foarte mulți români, localnici, care reprezintă o etnie importantă a regiunii Cernăuți. Pentru ei mă duc în special, țin foarte mult să știe că nu i-am uitat. Și sigur, în încercarea de a le face o viață cât mai ușoară în această perioadă, și de ce nu, țintim către pace. Cred că până la urmă aceasta este singura soluție ca ei să ducă o viață mai bună. Camioanele au ajuns aproape de stadionul din localitatea Siret, din județul Suceava. După un drum de aproape 3 ore, convoiul umanitar plecat de la Iași a ajuns la Siret. Sunt 16 generatoare de curent electric absolut necesare pentru cei din Cernăuți și tone întregi de alimente, apă, medicamente și haine care vor ajunge la cei din Cernăuți. Valoarea totală a ajutoarelor pe care ieșenii le-au trimis către Ucraina se ridică la 800.000 de lei. Aici toate ajutoarele au fost încărcate în tiruri, înmatriculate în Ucraina. Împreună cu delegația de la primăria municipiului Iași am trecut granița în Ucraina. Am fost așteptați de primarul orașului Cernăuți. După ce s-au semnat procesele verbale de predare-primire a ajutoarelor, primarul Mihai Chirica a spus că va continua să strângă ajutoare în vreme ce omologul său din Cernăuți a mulțumit tuturor celor care au donat. Vom continua și perioada următoare. Mai pregătim încă un convoi de grupuri electrogene pentru alimentare. Școli, spitale și alte instituții care consumă mult. Sigur, este vorba despre un spirit de solidaritate pe care cetățenii din Iași îl au pentru cetățenii din Cernăuți, oraș înfrățit cu noi și sigur cu tot ceea ce înseamnă ca și empatizare pentru copii, în special pentru femei pe care ați văzut că trec în continuu granița către România. Ne pare foarte rău că în loc să sărbătorim împreună, să ne distrăm împreună, să facem schimburi culturale, să ne vedem de o viață normală, trebuie să ne ocupăm și de aceste lucruri. Sperăm să învățăm cu toții ceva din războiul acesta. Să avem mare grijă la oamenii politici și totodată să încercăm să facem toate demersurile pentru pace. Mulțumim primăriei orașului Iași și tuturor cetățenilor din orașul cu care noi suntem înfrățiți. Este a doua oară când ajutați Cernăuțul și vă mulțumim. Avem nevoie de aceste ajutoare deoarece sunt foarte mulți refugiați care s-au oprit în Cernăuți. Generatoarele de curent electric sunt foarte bune pentru școli, pentru spitale. Toate ajutoarele vor merge la refugiați. Avem aproape 50.000 de ucrainieni care au ajuns în Cernăuți de la începerea războiului. În timp ce tot mai multe ajutoare ajung în Ucraina, continuă și exodul refugiaților. Ritmul a scăzut față de acum 2 sau 3 săptămâni. Până acum, peste 500.000 de ucrainieni au intrat în România. Noi mergem la prieteni din Portugalia pentru că la noi este război, dar noi credem în victorie și că în curând ne vom întoarce acasă. Un mesaj pentru Vladimir Putin? Eu nu-l iubesc pe Vladimir Putin. Îi doresc tot ceea ce se poate mai rău. A adus atât de mult necaz și ură în Ucraina și el o să ardă în foc pentru toți copilașii care au murit și pentru toate destinele distruse. În Ucraina este război. A început pe 24 februarie. Armata rusă a atacat civilii ucraineni. Acum distrug casele noastre, Ucraina noastră. Omoară copiii. Oamenii sunt nevoiți să plece din casele lor. Oamenii sunt nevoiți să fugă din calea războiului. Un mesaj pentru Vladimir Putin. Stai departe de Ucraina. Ce i-aș spune lui Putin? Să lase Ucraina în pace. Primarul Mihai Chirica spune că următorul convoi va ajunge în Ucraina la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie.